unele dintre cele mai vizionate seriale ale momentului. Atunci când vorbim despre seriale vizionate, vorbim și despre actori interesanți, admirați de fani, vedete despre care toată lumea vrea să știe cât mai mult. Așa că nu putem decât să-l felicităm pe românul Claudiu Ciubotaru. Tânărul jurnalist a reușit să-i intervieveze pe o parte dintre actorii străini ai momentului, iar colega mea, Raluca Bădică, a reușit să ia un interviu și lui. Claudiu, ce faci? Salut, bună, Raluca, uite, foarte bine, în vacanță prin Viena. Vreau să ne spui două vorbe despre tine pentru cei care nu știu ce faci tu exact. Mă numesc Claudiu, pe lângă jobul de zi cu zi pe care l-am ca toată lumea, sunt și pasionat de jurnalist, exact așa ca tine, și am o revistă națională online împreună cu bună mea prietenă, Andreea Mihalaki, pe care o cunosc de efectiv 11 ani. Am avut oportunitatea să iau câteva interviuri unor personaje din seriale, cum ai spus tu, iubite de România și din toată lumea. Vorba despre Casa de Papel, Vis-a-vis s-au cunoscut România ca Lockdown. Am făcut cu un actor din Tomboy. Ce significa paratie? Crezi că te ayudó de alguna manera en tu carrera? Bueno, eso no es fácil de saber todavía, ¿no? Porque es verdad que el éxito de Toy Boy, digamos que ha sido como un poco tardío. Los admiradores están ansiosos por saber si habrá una temporada 2 de las series. Es que no, yo por mi parte personalmente no sé nada. Evidentemente la trama se quedó abierta, la trama da para una segunda temporada y quizá algunas más, ¿no? Porque todavía hay muchas cosas que aclarar, ¿no? Dentro de la historia, ¿no? Que hemos visto en la primera temporada. Yo espero que sí, me encantaría. Vreau să-mi spui care interviu ți-a plăcut cel mai mult, Persoana. Persoana. Cred că cel mai confortabil m-am simțit cu Cristina Plaza. Din simplu faptul că majoritatea interviurilor pe care le-am făcut cu actorii de afară au fost în limba spaniolă. Cunosc limba spaniolă, dar nu atât de bine. Însă, până am ajuns să fac interviul cu Cristina, am evoluat în deșita limba spaniolă și atunci am simțit mai confortabil. Cum este trabajar con Alex Pina? Se arregló para amar un gran elenco para Vis-a-vis. Alex Pina es una bomba. Sí. Es una bomba creativa. Yo creo que yo a Alex Pina además ya le conozco. Igual no sé ni siquiera la primera cosa que hice con él, pero ya trabajé en Los Hombres de Paco. El elenco de Vis-a-vis, que todo el mundo alaba mucho porque realmente fue un elenco muy novedoso en muchísimos casos. Mucha mujer, mucha mujer de más de 40. O sea, fue un momentazo eso en España y fue sí. Muy bonito vivirlo. Provocare, ca zic așa, a fost interviul cu Itziari Tunio din Casa del Papel, cunoscută ca Rachel. A fost emoționant, primul rând, pentru că nu mă așteptam să fie de acord să facă acest interviu cu mine. Și faptul că am și vorbit în spaniolă cu ea, a fost wow! ¿Cuál es la razón por la que esta producción se volvió tan exitosa? ¿Existe alguna receta para que una serie o película sea tan popular? Es un conjunto de varios factores, de cosas, ¿no? Pienso que estéticamente la serie es muy poderosa, juega mucho con el color, con los símbolos, con esos monos rojos y las máscaras de Dalí que le dan una característica propia. Lo que creo que es la base del éxito es la historia propia. Sí. El que unos cuantos locos se metan a la Casa de la Moneda hacer su propio dinero sin robar a nadie. Îți mulțumesc mult, Claudiu, spor în toate să-ți iasă cât mai multe interviuri. Mulțumesc frumos, Luca, și mulțumesc pentru oportunitate și mă bucur că v-au plăcut interviurile și o să facem mai multe.